Fraților, gândiți-vă la ceea ce m-am gândit eu zilele astea, ascultându-l pe Alain Souchon. Peste 9 ani, de aici înainte, în 24 de ore de interval, vom sărbători, bă, cei care vom mai fi, vom sărbători 100 de ani. Și a lui Ion Iliescu și a doua zi și a Coanei Nina. Se ca atunci când ruleta, da, jucam eu cu Bălan pe vremuri, 35, 36, 35 a dat ruleta 3 mâini. Noi eram la Timișoara, la un meci de fotbal, țin minte și acum, la un poli Timișoara cu Unirea Alba Iulia. S-a terminat ceva de genul 3-4. Am scris cronica meciului ăla de vreo 4 ori. Pentru că tot trebuia să modificăm în funcție de evoluția lui. Puțină lume știe însă că de-abia am mai ajuns la meci, întrucât noi când am descins în orașul de pe malurile Begăi, ne-am dus la casino să jucăm cum făcea orice om pe vremea respectivă. Noi jucam la ruletă, nu la păcănele. Și toți banii pe care îi aveam la noi, inclusiv diurna pentru deplasarea la Timișoara, inclusiv banii pentru întoarcerea cu trenul la București, ne-am jucat la ruletă. Jucam puține numere, dar e adevărat că am avut 10 ore între București și Timișoara să facem listele pe tren. Și când am ajuns, ne-am dus și am băgat pe 35, pe 36, fiecare a luat câteva numere. Bă, deci să nu mă mici de aici, ruleta a dat 35, 36, 35. Știți cum am ridicat în casino ăla? Uite așa, duceam mălaiul. Și atâta mi-a zis Bălan cu țigara. Mă interesează meciul, Manciule. Dă-l dracu de meci. Într-adevăr, nu mai venisem în condițiile alea să ne uităm la un rahat de meci de Liga 1. Bun, nu vă mai spun că n-am mai venit la București în seara aia. Ne-am dus, am luat cel mai scump hotel din Timișoara. Ne-am dus, am mâncat în cel mai scump restaurant unde eram numai eu cu Bălan, ca în Transiberian. Da, i-am lăsat chelneriței un bacșiș de aici, Giovanni Becali nu lăsa la tratoriile lui de la Monte Carlo așa ceva. Senzațională seară. 4-3, da, ăla a fost. A făcut o cronică de meci de toner de Dieu. Deci niciun cronicar de la L'Équipe niciodată n-a scris așa ceva. Țin minte și acum. Atât doar că trebuia să o schimbăm într-una, pentru că scorul a evoluat. La pauză conduceau unii, la final ceilalți. Da, un moment genial. Am fost un împătimit al jocurilor de noroc, dar cu cap. Noi știam să jucăm. Nu ne-am pierdut ca alții casa. În schimb, am jucat pentru unii. Făceam cinste cu câte un Heineken, de exemplu, ălora care își pierduseră casa. Am întâlnit dintre ăștia. Nu chiar hergheliile ca Nicu Ceaușescu, dar își pierduseră apartamentul prin militari sau pe nu știu unde. Monumentale momente, sigur, dar sigur aparțin unei alte epoci. Tocmai de asta și pot să vorbesc despre ele, că anii aia s-au prescris pentru umanitate. Era vremea în care jungla era populată cu fiare, da, era vremea în care încă în România mai răsărea câte ceva, era vremea în care mai aveam cu toții un pic de speranță. Asta dacă vreți așa să o situez în timp.